Salutări, prieteni, la un nou episod de Sportcast cu Sile, un podcast, evident, Orange Sport și un podcast sprijinit ca la fiecare ediție de Betano. De această dată am alături de mine un om care a fost și de partea baricadei, adică de partea asta de care sunt eu, a presei, dar acum este și de partea cealaltă a baricadei. Pe de altă parte, mergem paralel cu cele două, și cu presă, și cu funcția de om de fotbal, pentru că asta a devenit Andrei Vochin în ultimii ani. Andrei, te salut! Mă bucur mult că suntem împreună și că pot să te descos un pic, așa, pentru că, mă rog, noi tot discutăm. Și eu știu mare parte din poveste, din istoria ta, din faptul că ai jucat fotbal, că ai făcut fotbal, că ai fost coleg cu Ilie Dumitrescu, nu? La, când erai mic. O să ajungem și acolo, dar vreau să te întreb, om de fotbal sau om de presă? Care ți-e mai aproape de suflet? Mi-e greu să te consider om de fotbal acum? Nu. Nu? Nu. Nu. M-aș considera în continuare om de presă, dar deja de mulți am fost scos de partea asta și înțeleg. Pentru că presa cu adevărat liberă nu conține componenta de PR. Ori în momentul în care ești la un club, la o federație și așa mai departe, atunci și ți-asumi lucrul ăsta, atunci și lumea trebuie să înțeleagă că o parte din prestația ta la televizor poate să aibă o componentă de PR inevitabil. De aceea, din respect pentru cei care nu mă mai consideră ziarist, nu mă mai consider nicio ziarist, atunci rămân ceea ce am fost de când mă știu. Un suporter de fotbal și un copil, mai apoi un tânăr, un adolescent și un om matur care a încercat întotdeauna să gândească pentru fotbal în activitățile pe care le face și să nu folosească fotbalul în favoarea lui, așa cum poate s-ar crede. Trăiești din fotbal, da. Cu toții care suntem ne legăm de fenomen, trăim din fotbal în sensul în care suntem salariați, primim o remunerație pentru o muncă pe care o facem în fotbal. Mie îmi pare să spun că trăiesc pentru fotbal, nu din fotbal, și cred că așa mi-am construit toată cariera, începută foarte devreme. Ți-a fost greu să faci trecerea de la un ziarist? Că noi, există categorii de ziariști, da? Se știe foarte clar. Sunt unii de cancan, sunt unii serioși, sunt unii justițiari, sunt unii analitici, tu erai analitic. Analiticul este cel mai greu de combătut și cel mai greu de contestat. Știu lucrul ăsta. Eu am variat, da? Făceam și cancan la un moment dat. În fine. Dar tu ai fost tipul analitic. Tipul analitic nu prea are... Pentru că vii cu cifre, vii cu, de fiecare dată cu argumente, etc. Și e foarte greu de combătut și e foarte greu de criticat. Și criticile de obicei nu sunt așa de virulente cum sunt, da, ale celorlalți. E, și ai ajuns la federație. A fost greu să încep să fii criticat la modul la care ai ajuns la un moment dat să fii criticat, din postura aia de pornind de la postura aia de ziarist, de la postura aia și ajungând acolo în zona decidenților. Da, și chiar dacă mă așteptam să se întâmple așa, pentru că eram convins că atunci când te duci într-o administrație, cei care se uită la acea administrație sunt tentați să critique, pentru că așa eram și eu când eram la ziar, nu mă așteptam însă să fie atât de mare, eu știu, ecartul între cele două situații în care am fost și care am trecut practic în două săptămâni într-o parte în alta. Da. Adică, de ce spun asta? Pentru că eu, alegându-mi o nișă la un moment dat, undeva poate pe la jumătatea anilor 2000, mi-am ales o nișă pentru că mie niciodată nu mi-a plăcut zona de scandal. Nu m-am simțit confortabil. Nu că nu o respect, citesc de multe ori ceea ce se scrie acolo, dar mie nu mi-a plăcut să o practic. Și atunci mi-am căutat zone care să aibă legătură cât mai mare cu fotbalul și mi-am găsit o nișă. E, grație acestei nișe pe care o găsisem, știi cum era la gazetă, că știi tu acum, sunt comentarii la... Da, da, da. E, și la toate statisticile care se făceau la Gazeta Sportului la vremea respectivă, făceam și noi analize interne,
Eu aveam cea mai mare pondere de comentarii pozitive sau, să spun, uh-huh. sau constructive. Sau, dacă vrei, cea mai mică pondere de înjurături. Corect. Țin minte că începusem să scriu pe zona nișă. Te interesa chestia asta? Adică dacă ești înjurat și te afecta, dacă ești înjurat sau nu ești înjurat în comentariile de la ziar? Da, mă interesa. După care eram și afectat în anumite momente. Pentru că nu știam cum să gestionez lucrul ăsta. Adică, practic... Era și o noutate venită cu internetul, pentru exact, că una e, bănuiesc, exact. Scrisori și... Și pentru că puneam pasiune în tot ce făceam, mă consumam și la lucrurile astea. Până când am început să citesc eu niște studii, să înțeleg câți dintre oamenii care citesc se apucă să scrie acolo, cam ce calitate umană și așa mai departe. La un moment dat am ținut să-l și cunosc pe unul care mă înjura rău de tot și... Când l-am cunoscut, l-am prezentat și colegilor mei ca să înțeleagă cine ne critică uh-huh. și ce competențe au cei care ne critică la modul cum ne critică. Dar aveam acest scor foarte bun. Chiar eu am cochetat cu ideea de a intra în fotbal pentru că am spus tot timpul, ok, eu am niște idei pe care le tot scriu prin ziar. Cred că ar fi... timpul, adică să-mi găsesc un timp în care să intru în fenomen și să le pun în practică. Uh-huh. Primul rând să văd dacă merg. Că nu sunt eu deținătorul adevărului absolut. Multe dintre ele erau luate din practica de afară, pentru că citeam mult ce fac alții, mai ales în zona de copii și juniori. Și am cochetat cu ideea asta mai de mult timp. Și am avut și oferte să mă duc la diverse cluburi. Crezi Gigi pe care te-a ofertat la un moment dat, nu? Da, 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 da. A fost o poveste foarte interesantă atunci. Și în timp ce eu scriam despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile în fotbal românesc, ce să facem, ce să dregem, oamenii la început au zis, bravo, bă, Bochine, ești mare, ești tare, nu știu ce. Faza a doua, bine mă, dar dacă tot așa, de ce nu te duci să le pui în practică? Faza a treia, deveneau nervoși, ești un laș, pentru că tu stai acolo în redacție și când ai atâtea idei bune și nu te duci să le pui în practică în așa. Ok. În momentul în care am făcut, m-am dus să mă duc în practică. De la, încă mai scriam și la gazetă, mai aveam câte un material și la gazetă pe săptămână și comentariile de acolo erau uluitoare. Hoțule, tâlharule, te-ai dus să te umpli de bani, să... Ok, am înțeles, e autoritatea care trebuie criticat. După care, zic, ia să văd, mă, dar care sunt cei, adică cine sunt? Și când am văzut nickname-urile și m-am dus în arhivă și m-am uitat, aceia, oamenii care mă acuzau că sunt lași, că nu intru în fotbal, la nici 2-3 săptămâni după ce am făcut acest pas, am avut acest curaj să-l fac, ei erau din prima clar că eu sunt hoț, că sunt în toate felurile posibile. Era. Deci, practic, numai trecerea de partea cealaltă a baricadei, cum ai spus tu, au transformat profilul omului în viziunea celor care comentează. Incredibil. Da. Face parte din breaza noastră. Dar, junioratul, tu ai jucat fotbal, da? Spre diferență de mine, de exemplu. Da? Eu doar dau din gură, tu ai și practicat. Ai fost coleg cu Ilie Dumitrescu, nu? Dacă nu mă înșel. Povestește-mi un pic despre... Erai jucător bun și până la urmă de ce n-ai făcut pasul către fotbal? Ai fost laș? Nu eram un jucător bun, pentru că dacă eram un jucător bun, cu siguranță că puteam să joc, să continui să joc la Liga 2, la Liga 3. Nu eram, mi-a plăcut foarte mult. Eram cel mai bun de la mine din școală, de unde am fost și selectat. Mi-aduc aminte că în clasa a 6-a eu jucam în echipa școlii, care era formată numai de jucători de a 8-a. Recrutarea pe vremea aceea era foarte interesantă și mi-am dat seama că și acum am avea atâta nevoie de astfel de oameni și atâta nevoie ca grupările, societățile, cluburile să se bazeze pe astfel de oameni. Eu am ajuns la Steaua pentru că în blocul meu, la etajul 5, era un colonel foarte pasionat de fotbal și care se uita după toți copiii din cartier. Venea în curtea școlii, aveam un scoar în fața blocului cu două porți improvizate unde jucam tot timpul și jucam tot timpul. Și vedeam capul, fie la etajul 5, acolo,
fie după gardul școlii și venea. Și la un moment dat, cred că era în clasa 5-a, 6-a, nu mai țin minte, cred că a 6-a atunci când au venit, au bătut la ușă la ai mei, la, noi stăteam la etajul 3, în Berceni, într-un bloc de 10 etaje, și s-a rugat de mama să mă lase la fotbal. Mama nu vrea să audă. De ce? Pentru că tata fusese jucător de fotbal și la 25 de ani și-a rupt meniscul la ambele picioare. N-am știut. Da? Da. El a fost jucător, la, el fiind din Popești de Oradea, a jucat la Viscofil sau Vâscoza, cum îi zicea înainte. Era o echipă de Liga 3-a, de Divizia C. Uh-huh. Și a avut drama asta. El la vremea respectivă îți rupea piciorul cam să cam termina, că nu se operau, îți dai seama, vorbim de anii 60 și așa mai departe. Și mama, știind povestea tatălui, a zis, păi, ok, și îți rup piciorul la 25 de ani, ce faci cu școala, știi toate chestiile astea. Și a durat, cred că vreo jumătate de an, până când plânsetele mele și insistența tovarășului colonel de la etajul 5, așa au determinat-o să mă lase până la urmă și așa am ajuns la Steaua, la grupa lui Petre Mihai. Uh-huh. Acolo unde l-am întâlnit, vedeta grupei era Ilie Dumitrescu. Era deja, tu l-ai găsit, l-ai găsit acolo. Da, da. Și acolo mi-am dat seama că a fi cel mai bun din școală la vremea respectivă nu însemna mai nimic față de ce fotbaliști găsisem acolo. Adică eu aveam impresia despre mine că pot să iau capele din drumul spre victorie, știi, de la o poartă la alta, și când am ajuns acolo mi-am dat seama de prima realitate. Uh-huh. Nu mai vorbesc că ne întreceam cu Dinamo, cu Rapid, cu Sportul Zdențesc aici în București și vedeam ce fel de jucători sunt și acolo. Pentru că ulterior am ajuns la Sportul Zdențesc. Aha. Deci am făcut pasul și la... Ce adversari? Adică în afară de Ilie au mai fost adversari pe care aveai în perioada aia care au ajuns la un nivel? Păi cum să-mi dai, era... Tu îți dai seama ce concurență era? Pentru că discutăm despre generația care a devenit generația de aur. Uh-huh. Uh-huh. Este generația celor născuți 67-68. Eu sunt născut 68. Ăsta a fost, cred că, un dezavantaj, nu vreau să-l folosesc ca alibi pentru mine, dar acum îmi dau seama când m-am dedicat muncii de junior, cât de mult contează câteva luni într-un an. Eu sunt născut în iulie 1968. Înainte, generațiile erau după 1 august. Nu ca acum după 1 ianuarie, că acum așa se joacă pe un an calendaristic. Da. Născuți 2000, născuți 2001. Atunci se ziceau născuți 68 după sau înainte de 1 august. E, eu eram cam cum ar fi un jucător născut acum în decembrie. Da. Una la mână, doi la mână. Eu până în clasa 9 am evoluat în prima bancă în școală, deoarece eram foarte mic, aveam 1,60 m. Deci nici măcar ADN-ul nu mi-a permis o dezvoltare rapidă și precoce, astfel încât să te poți bate în duel. Iar concurența fiind foarte mare în perioada aia, erau foarte mulți copii care jucau fotbal, extraordinar de mulți. Iar la selecții, când îi vedeam că pe mine m-a selectat colonelul, dar Steaua făcea selecții lunare, cred, și apăreau copii de... Nici nu puteai să-ți dai seama cât de buni erau și ce puteau să fac. E, și mergând acolo, mi-am dat seama care-i de fapt valoarea mea. Am evoluat la echipă, erau două echipe pe aceeași categorie de vârstă. Eu nu prindeam la prima, era clar. Am trecut la a doua. Și pe urmă, apropiindu-se admiterea la liceu și așa mai departe, după vreo 2 ani, cred că, cât am stat acolo, sau 3, nu mai țin minte, jucând la echipa a doua mai mult decât la prima, că Steaua, Dinamo, Rapid, cele care aveau copii mulți, își băgau echipele în mai multe campionate, astfel încât să poată să joace toată lumea. Am zis, ok, mă transfer la, de ce la Sportul Zdențesc? Pentru că Sportul Zdențesc avea două grupe pe vârsta mea. Una care făcea antrenamente în regie și care era antrenată de Dana Polzan, da, pe care aveam să-l găsesc la federație. Și celălalt era în Berceni, pe Brâncoveanu. Era foarte aproape de mine. Uh-huh. Mai aveam încă 2-3 colegi de școală care au ajuns fotbaliști, inclusiv în Liga 1, Crucerul, de exemplu, de la Sportul Studențesc. Și am zis, ok, mai aproape, valoarea mea nu e de Steaua, e clar, să încerc aici. Ei bine, valoarea mea n-a fost nici de Sportul, pentru că acolo am întâlnit iarăși niște fotbaliști care
aveau să ajungă în 1986 vara, adică la sfârșitul junioratului, 68-86, 18 ani, adică generația mea, campionii naționali ai României, pe stadionul 23 august, eu mă lăsasem de vreo un an jumate, cred, pe stadionul 23 august, din cele două grupe de la Sportul Zdențesc, grupa lui Morărescu, un antrenor bătrân, foarte bătrân la vremea, avea vreo 70 de ani, și grupa lui Dana Polzan, s-a făcut o grupă foarte puternică, cu Răzvan Lucescu în poartă, el era în regie, s-a antrenat regie și era mai mic decât noi cu 2 ani, cred, cred că el era născut 70, cred, așa, cu Cruceru, cu Velciu, era un fundaș stânga și un portar de rezervă, era Gabi Prodan Ficat, care era de la mine din Berceni, Dobre Canguru, la fel, de la mine din Berceni, în partea cealaltă era Stănici, care era din, așa, Bondoc, vârf de atac. Asta ca să spun și cum am lăsat de fotbal oficial, nu știu dacă ți-am mai povestit. Am făcut un meci amical, eram la Sportul Studențesc și am făcut un meci amical cu Dinamo. Și am jucat pe Dinamo pe terenul de zgură, era un teren de zgură în spatele terenului. Dar am jucat cu o grupă de, cu 2 ani mai mică decât noi, de vârstă. Răduceu, cine? Cred că da, dar Răduceu nu cred că mai era acolo. Erau slabi, nu, adică i-am bătut cu 11-0, 11-1, ceva de genul ăsta. Se juca pe vremea aia un fel de 4-4-2, eu nu-mi dădeam seama atunci, nu realizam. Că-ți mai spun altă poveste până când am debutat la sport. 4-4-2. Și în față eu și cu Bondoc. Și 1-0, 2-0, 3-0, tot dădea golurile Bondoc. Pe la vreo 7-0, i-a driblat Bondoc pe toți, mi-a dat mie mingea în fața porții, portarul scos din poartă și o să o bag lejer în poartă. Și a venit un copil de la Dinamo, care era cu două capete mai mic, a venit, a băgat alunecare pe zgură și a dat autogol. N-am dat niciun gol, deci Bondoc a dat vreo 8-9, nu știu cine a mai dat, Prodan, Dobre, aha, eu știu, aha, care ori mai fi dat pe acolo. Deci la finalul unui meci, în care scorul a fost 11-0, eu jucând atacant, că așa am jucat tot timpul, n-am dat niciun gol, m-am dus acasă și am zis, din momentul ăsta, eu nu mai fac fotbal organizat, la modul ăsta. Adică să fac alții care sunt mai talentați. Care pot, care știu. Dar spune, Ilie Dumitrescu se vedea, se... Da. Deci de la o poștă. Da? De la o poștă, da. Deci câștiga de unul singur meciuri, era... Eu nu-mi dădeam seama atunci ce face el, ce... Dar el cerea să facă duș după antrenamente. Adică îi explica, tovarăși profesor, nu știu cum zicea lui Petre Mihai, că așa să era formula, parcă ținte tovarăși profesor. Și că tot îi zicea, bă, dar tot ce tot te vrei tu să faci duș? Zice, nu știu, simt așa că când pun dușul pe picior, așa că se duce oboseala aia, se duce... Noi ce făceam? Primul lucru pe care îl făceam să termina antrenamentul și era capătul tramvaiului 8, la Ghencea acolo, noi făceam pe bitumul din spate, de unde era statuia după la Revoluție. Știi că la Revoluție s-a creat o statuie pentru a comemora decesele ruibiștilor din Revoluție. Da. Ei, acolo era un teren de bitum. Ilie Dumitrescu s-a antrenat pe bitum ani de zile. E, și noi acolo făceam antrenament și ne dezbrăcam, erau cabanele care cred că sunt și acum undeva între terenul mare și terenurile de antrenament. E, el, noi ne duceam repede, ne luam schimburile, el cerea să facă duș de multe ori, să ducea și făcea duș, că nu era în fiecare, parcă așa țin minte, și făcea cu cei mai mari și deja era o problemă. Totuși, un copil să te duci să faci duș cu cei mai mari și pe vremea aia era... Da, tabu. Da. E, și el se ducea, făcea, iar noi fugeam la capul tramvaiului 8, unde erau niște amandine senzaționale. Senzaționale. Și abia așteptam să ajungem acolo. Erau și copii care nu aveau bani și eram câțiva care... Aveam bani și le luam și lor. Cartof, era prăjitura aia, Chico, era o băutură, da, galbenă, așa cam cum ar fi Fanta astăzi. Da, Brifcor, nu știu, era Brifcor. Brifcorul era mai târziu. A venit după Chico. Da, și na, deci gândul meu era să alerg acolo. Da, gândul lui era să facă recuperare. Și uite că el a ajuns fotbalist, eu n-am ajuns fotbalist și el merită cu prisosință. Chiar a fost bun de tot. Bun, și acolo... În momentul în care eu eram acolo, de să zic 78, 79, 80, nu mai țin minte,
La Steaua avea o echipă, deci ne uitam la ei la antrenamentele, am fost copil de mingi, de la multe. Echipa mare. La echipa mare. Bine, noi, eu cel puțin, eram îndrăgostit de Marcel Răducanu, din toată echipa aia, că era Pui Iordănescu, că era Liță Dumitru, că era Ștefan Sameș, Iordache era în poartă, Vigu, Troi și așa mai departe. Deci o echipă foarte bună, care nu prea câștiga. Asta am aflat eu mai târziu de ce. Așa. Au câștigat un campionat. E, dar ce puteau să facă la antrenamente și la meciuri și la astea era incredibil. Noi eram, ne uitam. Aveam modele. Da, noi încercam să imităm ce face Marcel. Chiar atunci când am venit la comisie, eu am fost cel care m-am dus pe el în Germania să-l aduc în comisie. Era idolul meu. Când a fugit în Germania, țin minte că eram cu părinții mei, eram la mare. Și era prima etapă de campionat, ceva de genul ăsta. Și m-am dus să văd meciul într-un camping unde era un televizor pe mașină. Era prima etapă, Steaua cu... Nu mai țin minte cu cine juca. Și m-am uitat televizor al negru, mai mic, așa, zic, da, nu-l văd pe Nea Marcel, ce e cu Nea Marcel, de ce nu e Nea Marcel? La pauză am început să întreb oamenii de pe acolo. Dar de ce nu joacă Marcel? Nenea, de ce nu joacă Marcel Răducanu? Și tot așa. Așa. Nu înțelegeam de ce. Și la un moment dat a venit unul, că eu eram devenit semi-insistent. Da. Și a zis, copil, a rămas, a plecat în RFG, ca așa era. Da, da, da. Deci am plecat de acolo. Cred că am plâns până seara. Deci nu mi-a venit să cred, pentru că aveam și o relație. El avea, țin minte că în 78, după campionatul mondial din 78, a apărut să mingile tango. Și noi, în cadrul echipei acolo, eram vreo 2-3 care eram înneboniți după el. Alții erau cu Neapuiu, alții cu Iordănescu. E, și noi, când îl așteptam să coboare, era panta de la Ghencea, așa, și el... Era mai șmecher, nu-și lăsa mașina. Cobora, venea cu ea cumva pe pantă așa. Și avea în spate o minge tango nouă nouță. Și ne punea să... Noi ceream, ai Nea Marcele, dă-ne și nouă să o atingem, să vedem cum e. Dai seama, noi care... Eu am prins inclusiv minge cu șiret la antrenamente. Da. Erau puține. Rămăseseră puține. Păi, au venit Artex-urile alea albe când primeam Artex. Eram așa, dar asta era tango cu... Cu sătură, cu hexagoane. Hexagoane. Sau nu, avea, nu hexagoane. Erau desene alea. Etrusc, nu, Etrusc a fost în 82. Aveau niște desene foarte... Așa, ni se părea ceva de... Și doar să o atinge. Bine mă o atinge. Zice, aveți voie să și jonglați cu ea, dar dacă a căzut pe piatră... Și ne luam niște scatoarce. Că mai în glumă, mai în serios, când cădea mingea, că noi dădeam cu capul, cu... făceam picurele lângă cu ele, el, acolo făceați. Lângă ele, dar să nu cadă, asta că se strica mingea, dacă că era ciment pe jos, erau dale din acelea de piatră, așa, știi? Și am multe amintiri de genul ăsta. În momentul când a plecat și a fugit din țară și așa... A fost o dramă personală. Pentru mine, da, adică mi-am pierdut, adică eu mă duceam, când mă duceam la meci, mă duceam să-l văd pe el. Ce povești! Cum ai ajuns în presă? Când? Ai ajuns în presă. Adică asta, bine, facem un salt în timp. Bănesc facultate. Ce ai făcut? Ce facultate ai terminat? Politehnică mecanică. Inginer, da. Majoritatea. Da, da. Să știi că la recrutare, după când am început să fac recrutări ca ziarist de noi colegi, așa, mi-am dat seama că cei mai buni nu sunt cei care vin de la facultatea de jurnalist. Sau cel puțin așa era pe vremea aia, la mijlocul anilor 9, nu, anii 2000, ceva de genul. Erau ingineri. Nu, erau ingineri, erau de la ASE, l-am avut până și un doctor din anul 6. Deci a venit la concurs și a luat concursul în anul 6. I-am zis, bine, doctorul e cunoscut, se numește Marius Geantă, în perioada pandemiei l-am văzut, este directorul unui institut. Și i-am zis, bă, băiatule, ești în anul 6 la medicină, ai nebunit, cum să vrei să faci jurnalism? Mie asta îmi place. A făcut jurnal, l-am recrutat pentru că era bun, cred că a stat la noi vreo 2 ani, după care s-a dus și a condus o revistă medicală. După care a ajuns, l-am văzut în Revoluție și până m-am și întâlnit pe un avion cu el și am mai povestit așa întâmplări. Da, cu presa am cochetat. Adică în momentul în care mi-am dat seama că nu sunt bun de fotbal, la nivelul la care aș fi vrut eu să joc, am zis, ok, mă ocup de școală și eu vreau să mă fac ziarist de fotbal. Adică... A fost clar. Da, da, da. Aveam în cap că eu vreau să scriu. Da. Să,
scriu, să vorbesc, să comentez. Dai seama, toată lumea era Țopescu și atunci comentam singur pe casă când eram mic. Asta ce? În timp? Când? Ce asta era înainte de Revoluție, deci eu am vrut chestia asta. Eu am învățat să citesc pe ziarul Sportul. Eu am învățat să citesc la vârsta de 5 ani, 4 ani jumate, ceva de genul ăsta, pe ziarul Sportul. Bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, era împătimit, era un rapidist înfocat, locuia în Giulești. Eu primul meci pe care, primele meciuri pe care le-am văzut, le-am văzut în Potcoava Giuleștiului, deasupra tunelului de acolo. Din, deci nu Steaua, era primele? Nu, nici vorbă, eu eram rapidist, că așa era bunicul, adică eu eram cu Rapidul. Și după aia te-ai transformat în stelist când ai ajuns la Steaua, mă gândesc. Păi da, normal, că erai... Jucai la ei, adică erau rare cazurile pe vremea aia să fie... Aveam și noi un singur coleg, nu mai țin minte cum îl cheamă, care ținea cu Dinamo și juca la Steaua. Uh-huh. Era colegul nostru acolo. După care am terminat și cu fanatismul, în momentul în care am intrat în presă și am văzut despre ce e vorba și atunci am zis, ok, trebuie liniște și trebuie echilibru, trebuie să vedem cum facem ca să estompăm toate chestiile astea. Și cochetam cu ideea de presă și am zis, ok, cum fac să ajung? Păi trebuie să fac facultatea D, adică să nu mai duc către zona asta. Doar că facultatea D era numai la Ștefan Gheorghiu. Or, eu n-am avut origini sănătoase, cum se spunea așa. Părinții mei, niciunul dintre ei n-au fost membru de partid. Aveam o problemă. Aveam o problemă inclusiv în a pleca în Cehoslovacia, într-o vizită cu mașina, pe vremea aia. Da. Pur și simplu ni s-a refuzat. Eu n-am ieșit din țară, am ieșit singur cu clasa în Bulgaria, cu școala. A fost o excursie pe urmele războiului de independență, pe la Plevna, pe la Grivița, pe acolo, pe la Vidin. Și aia a fost singura. Și când părinții mei au depus o cerere să facem un tur al Europei răsăritene, era colegii mei toți primiseră așa ceva, părinții lor, la nouă ni s-a refuzat pentru că noi n-aveam origini sănătoase. Nu erau ai mei membri de partid, bunicul din partea tatălui fusese după 45 chiabur și fusese prins de comuniști cu vreo 10, cu un parc auto, adică omul era om de afaceri pe vremea. Da. Și, mă rog, și atunci am zis, n-am nicio șansă. Deci originele erau de fapt sănătoase. Pentru vremurile astea se pare că da. Da. Și am zis, ok, n-am nicio șansă, pentru că na, nu se gândea nimeni că vine o revoluție, habar n-aveam ce. Noi trăiam în mediul la comunism, aia credeam că va fi toată viața noastră și atunci am zis, ok, ce fac? Păi fac o facultate tehnică, eu eram olimpic de matematică, mi-era simplu să mă duc pe zona asta, că ăsta e alt paradox al vieții mele. M-am dus pe zona tehnică și până la urmă din scriitură și din vorbă am ajuns să-mi fac profesia, știi? Da, da. Și m-am dus, am intrat la facultatea de mecanică, iar după, m-a prins Revoluția exact la mijlocul facultății. Exact în anul 3 și jumătate, din 5. Și în anul ăla am terminat anul 3, mi-am luat toate examenele, eu n-am avut nicio restanță până anul 5. Și au început să apară ziare. Și în 90 vara, am văzut un anunț în ziarul Tineretul Liber că se organizează concurs pentru tineri jurnaliști. Și m-am dus acolo. Cine era? Ștefan Mitroi? Cine era? Nu, era domnul Vasile Căbulea. Aha. Dumnezeu să-l ierte. Că a după aia a venit Mitroi. La... Nu, Mitroi era la Scânteia, la Adevărul. Cum a la Tineretul Liber a venit la un moment dat. Poate după mai târziu. Zile. Da. Poate mai târziu. Dar era Mitroi, era la Adevărul, Scânteia. Scânteia Mică Căbulea era la Scânteia Tineretului, devenit Tineretul Liber. Pătrașcu era la Libertatea Fostă Informație. Am avut privilegiul să-i cunosc pe toți după aceea. Și m-am dus la concurs acolo, 600 de oameni, într-o sală foarte mare. Și am crezut că ne întreabă, ne ia la interviu, ne face ceva. Și ne-a spus, nu aveți datoria să dați o știre în fiecare zi, sau două, nu mai țin minte, și un material pe săptămână. Cum să le dați? Nu erau telefoane mobile, nu erau... sunați la centrală până vă răspunde, dictați știrea respectivă. Știrea respectivă poate să fie inventată sau adevărată, așa era concursul, numai că trebuie să specificați care e știrea adevărată și care e inventată, că oricum noi le verificăm și așa mai departe. Și am început să dau din ziua aia, în fiecare zi. 4 luni de zile. Țin minte, și ne-au spus, știrile adevărate pe care le verificăm pot fi publicate.
Și m-am trezit, mă duceam spre facultate, în metro, luam în fiecare zi tineretul liber să văd dacă se publică ceva. Și am găsit așa o știre. Aia e prima mea știre scrisă. Mă susem eu la un meci duminică la Dinamo cu nu știu cine. Și evident că la Dinamo, da, cu noi eram revoluționaști, adică domnule, s-au schimbat timpurile, nu se mai intră fără bilă la meci, trebuie să plătești. Și la Dinamo, evident că cineva lua șpagă portarul de acolo, îi băgai banul în buzunar și trece, știi? Și eu am făcut o știre din chestia asta, mi s-a părut așa că tocmai la clubul Ministerului de Interne, că încă era Ministerul de Interne, se practică chestia asta. Adică eu, acum dacă îmi dau seama, știrea era și un pic de opinie, nu era numai știre. Da. Dar a fost acceptată și aia a fost prima mea știre, cu cum e posibil ca la clubul Ministerului de Interne oamenii să intre cu șpagă la meci. E, și am dus-o așa 4 luni, un articol pe săptămână, mă duceam fie personal, puneam în plic la poștă, la Casa Scânteii, dai seama, eu stăteam în sudul orașului, mă duceam până nori să pun articolul la, ca să nu dictez la telefon, atâta, și știrile dădeam prin telefon. Și după 4-5 luni am primit un telefon pe fix, că nu e normal, mobil, și mi-au spus să mă prezint la domnul la sediu, la Casa Scânteii acolo, deoarece am fost acceptat la concurs. Și m-am dus acolo, m-a întrebat ce vreau, pe ce domeniu, am zis sport, și m-a trimis către domnul Vasile Căbulea. Și eu am întrebat, ok, și dar cum, că cum v-ați dat seama? Păi zice, sunteți doi care ați rezistat. Deci a fost de anduranță, pur și simplu. Uh-huh. Cel de-al doilea era Vadim Vâjeu. Care a fost la concursul ăla cu mine. Și m-am dus acolo, am colaborat o perioadă, mă trimitea, am scris internaționalele de gimnastică ale României cu Lavinia Miloșovici. Cred că a fost unul dintre primele ei concursuri în 90, la Ploiești am fost trimis să fac. Deci nu erai pe fotbal? Nu, păi la un ziar generalist ai de toate. Și eu mă pricepeam și la handbal, îmi plăcea, urmăream, cunoșteam, știam, tenis, mă duceam și la gimnastică. Și volei era. Da, și aveam spor pe vremea aia. Da. Și am stat așa, tot colaborare, nu s-a întâmplat nimic, doar colaborare, știi? Și în 1991, deci la cam un an de când a început concursul și tot colaborări așa, ok, îmi mai luasem eu alte colaborări, că iarăși la Curierul Național. De ce la Curierul Național? Pentru că eu am fost coleg de bancă în facultate cu Dan Diaconescu. Uh-huh. Dan Diaconescu scria la Curierul Național. Și ne-am reîntâlnit pe la facultate, pe acolo, că deja începem să fiu în trecere. Deci anul 5 nu vreau să povestesc cum l-am terminat. Așa, deja eram angajat la Sportul Românesc și am colaborat și la el, dar pe de toate, nu numai pe sport. Am scris materiale și în 91, iulie-august, ceva de genul ăsta, vara, am văzut o știre în Libertatea, că Ovidiu Ianițoia se desprinde de Gazeta Sportului și face un nou ziar de sport în România, care va fi modern, bla, 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 toate... Da. Cum se... Și acum, ce să fac? Cum să ajung și eu acolo? Printr-o cunoștință comună am ajuns la el, pur și simplu. Adică a fost sunat de un fost coleg de-al lui de la Flacăra, pe care eu îl cunoșteam. I-a zis, uite, am și eu un băiat care e tobă de fotbal, se pricepe, știe tot, știe sport, așa, vrea să vină la tine. Și a zis, trimite-l. Ne vedem în față la Palatul Universul, joi vine, nu mai țin minte cum era, la ora 6 seara, că fără concurs, fără nimic, m-am dus acolo. Când am văzut ce lume era, adică colegii mei, ce erau jumate de trupă adusă de la Gazeta Sportului. Deci erau idolii mei. Eu citind de la 4 ani, 5 ani, citeam sportul. I-am revăzut acolo, pe Mihai Ionescu, pe Doina Stănescu, Dumnezeu să ierte pe amândoi, adică am văzut Modesto Ferrarini, toate numele grele pe care eu le știam doar ca semnătură. Și acolo, când se prezentau, I-am cunoscut și în față, știi? Doamne, zic, unde am ajuns? Ce caut eu aici? Aveam 23 de ani. Și a apărut și nou patron al ziarului, adică patronul ziarului, cel care așa... Și am văzut Dumitru Dragomir. Dai seama, era după Revoluție. Citisem atâtea, se întâmplaseră atâtea. Știam ce a însemnat victoria. Adică... Ăla a fost un moment în care am sopa... Stai că poate nu sunt de trebuie. Da, mă rog.
domnul Dragomir, cum era așa, a început cu... Hai, tata. Îl descopereai pe, de fapt, pe omul, celălalt om, ca să zic așa. S-a încheiat ședința aia, a durat vreo oră, le-a explicat lor ce să facă, cum să facă, erau profesioniști și ce voi ăștia noi care ați venit, acum așteptați la coadă la Ioanițu aia, la birou și să vedem ce-i cu voi. Și m-am pus la coadă acolo, mamă, aveam niște emoții, zic, dai seama, mă gândeam că e ca la fotbal, știi? M-am dus la Steaua, zic, crema, cremei, să vezi ce-o fi aici. Că... Până când un coleg, viitor coleg, de-al meu mi-a pus o întrebare pe hol în timp ce așteptam. Era, din ce am înțeles, era o pilă a domnului Cornel Drăgușin. Și zice, ce emoții am, tot așa, și tu ești aici la concurs, da, bun. Zice, am și o întrebare, că acum, zice, de emoții, sunt toate să tulbure așa în capul meu. Zice, mamă, să vezi ce mă întreabă ăsta acum de... Zice, auzi, Iordănescu, Angel Iordănescu. A jucat la Steaua sau la Dinamo? Că am o așa... Opa! M-am uitat la el, zic, mă, o-i fi la camera ascunsă, ce-o fi cu omul? M-am uitat, zic, era, părea serios așa, zic, zici de puiul Iordănescu, nu de... Păi zic, la Steaua. Aha, așa, așa, la Steaua, la Steaua. Mersi frumos. Ai prins încredere. Opa, zic, dacă de ăștia ori fi, mai de ăștia, zic, n-am cum să nu trec. Mai găsim 2-3 guviți de ăștia. E, și am intrat la domnul Ovidiu în birou. A câștigat și el concurs, adică da, a fost angajat, nu? El era, că era pila. Postul era... postul era deja arvunit. Concursul era joi și postul era ocupat de marți. A făcut săracul și o gafă care a rămas monumental, pe urmă s-a retras și a dat seama ca și mine la fotbal că nu e cazul să... E cazul să stea deoparte. Și am intrat în birou, mă rog, foarte coloviar, chiar nu pot să reproduc exact tot ce mi-a spus. Dai seama, haios cum e și hâtru și așa, ce, ce cu tine? Zic, am colaborat, am câștigat un concurs la tineretul, m-a trimis Dan Mucenic, cel care avea să devină și secretarul general, că eu, până la urmă, eu m-am dus la Dan Mucenic să-i spun să mă ajute și într-un final a zis, aoleu, păi stai așa, că dacă... Nu vreau să-i zic cum îi zicea lui Ovidiu, dacă Ovidiu face ziarul ăsta, el e băiat, dacă gândește, taie, gândește de 3 ori și taie odată, auzi, zic că vin și eu să-mi dea un post de secretar general acolo, ceva să facă. Era, lucraseră împreună la Flacăra. Și până la urmă a devenit secretarul general al sportului românesc. Și când am intrat în birou, m-a întrebat, ce faci așa, că colaborez toată istoria mea? Și ce, și ce vrei? Eu vreau să scriu fotbal. Aia. Fotbal, e greu, fotbal. Da, hai că încercăm să vedem ce facem. Ok, zice, dar nu poți să înțelegi că nu poți să dau un salariu la început, că ești la primul job, ești, nici nu poți să, tu ești student încă, încă eram student. Da. Zice, nu, pe mai mult de 10.500 nu pot să dau. Deci în momentul ăla era să-mi cadă capul pe masă, pentru că tata avea 40 de ani de muncă și câștiga 6.000. Și mie mi-a dat la prima strigare 10.500, erau pe vremea aia. Sigur că seniorii, cei care veniseră acolo, aveau de 4, de 5 ori mai mult. Doar că până mi-am dat seama ce se întâmplă. Era inflația galopantă, 91, 92, 93. Și 10.000-ul și tău, 10.000 după... atât a rămas. După jumătate de an nu mai valora nimic, nu mai... Cumpărai două pânzi, trei covrici. Era ăsta, de cumpăram Pepsi de vis-a-vis de drum așa și azi era 2 lei, mâine era 4 lei, poi mâine era 6 lei. E și povestea, o știi, cu un coleg de-al nostru cunoscut din presă, care era trimis să ia țigări în fiecare zi. Unui șef de-al nostru, nu ne-a de Rujan, domnul Rujan, de la, care era secretar, ajunsese și el, nu mai știu, redactor, șef ajung, cred că era. Era mare, după Ovidiu, al doilea, al treilea. Și omul îl trimitea în fiecare zi să ia câte un pachet de candle la de doctor, ăla alb, așa, da. Și un an de zile, ăla, omul s-a dus. Și după un an de zile, domnul Rujan și-a dat seama că pachetul de candle care era, nu știu să zic, 35 de lei, ajunsese 80-90. Și am zis, păi, eu îți dau în fiecare zi, îți dau 30 de lei, tu te duci, mi-ai pachetul de țigări, mi-l aduci și nu spui nimic. Păi zice, ce să, de ce, na, mi-a fost rușine. Păi că pachetul a ajuns 80 de lei, ăla punea bani în fiecare zi, din buzunarul lui, numai ca să nu-l supere pe Dede Rujan. Știi, nu vreau să, e un coleg de al nostru, care și acum prestează. Înainte de a merge mai departe, vreau, avem două rubrici, da? Prima va fi alegeri. Te pun să aleg, să alegi între diverse personaje,
evident, în cauz de față, dar nu numai diverse personaje, o să vezi despre ce e vorba. După aia revenim la poveste, pentru că intrăm și ajungem și să vorbim de relația cu Tolontan, care până la urmă a fost o relație care v-a definit așa, sau a definit Gazeta Sporturilor, trecerea de la Dragomir la Sârbu, la Voiculescu. Haideți să vedem. Alegeri. Deci, avem aici în ecran. Hai să vedem primele. Ziar sau televiziune? Acum? Acum și întotdeauna. Deci nu, acum. Televiziune. Televiziune în momentul de față? Da. De ce? Acum mă simt mult mai confortabil la televizor. Aha. Decât în scris. Decât în scris? Da. Ce situație? Când s-a schimbat? Când a... Cu timpul. Eu am făcut televiziune din 95. Grație lui Ovidiu Anițoaia, știi foarte bine, ne-au luat pe mine și pe Tolo, am început procesul etapei cu dumnealui în capul mesei, eu în dreapta și Tolo în stânga, după care acest proces cu televiziunea a fost aproape neîntrerupt. Uh-huh. În vreme ce procesul cu scrisul s-a cam întrerupt în momentul în care am venit la federație. Uh-huh. Ți-e mai greu să scrii acum? Sau scrii la fel de... Adică, Uite, de exemplu, am avut o înțelegere cu Horia Ivanovici pe perioada mondialului să scriu editoriale când vroiam eu, când aveam timp. Primele mi-au ieșit foarte greu. Adică mi-au luat mult timp să le scriu. Da. Dar după care, intrând din nou în rutină, mi-am descoperit și plăcerea de a scrie și așa mai departe. Doar că acum am întrerupt iarăși. Pe când televiziunea, aproape când am întrerupt-o din 1995 până acum. Da, absolut. Și atunci, de asta spun, cum aș simți eu, mă simt confortabil la televiziune, mult mai confortabil decât în momentul ăsta mai pune să scriu, să mă duc într-o redacție de ziar, să iau de la capăt. Asta e al doilea aspect. Eu totuși, de la vârsta de 26 de ani, cred că am avut și funcție managerială la ziar. Și am avut perioade foarte lungi de timp în care nu scriam. Doar coordonam toată activitatea, corectam toate textele, le puneam în pagină, lucram în zona de management împreună cu Tolo și băieții care erau pe acolo. Și atunci am avut momente în care nu am scris. N-a fost constantă. N-a fost constantă. Țin minte că la un moment dat m-a pus pe gânduri, pentru că mi-a fost dor să mă duc să mai scriu o cronică de meci, să ies din management și să mă duc, și m-am dus la Bacău, țin minte, la un meci Bacău cu Dinamo. Am fost cazat în hotelul ăla din centru, nu mai țin minte cum îi zice, și coboram să merg spre stadion și m-am întâlnit cu Cornel din un lift. Adică eu urcam, el cobora sau invers. Și salut, ce faci? Zic, mulțumesc, bine, și eu l-am zis, dar tu mai scrii? Eu lucram la ziar. Momentul ăla a fost pentru mine așa de... Pur și simplu mi-a învârtit lumea. Și stai un pic, ce fac? Eu stau, devin șoarece de birou, adică numai asta fac. Da, management. Și atunci mi-am creat nișa. Uh-huh. Ca să fie a mea, să schimb. Deci Cornel Dinu a fost... Da, să știi că a fost... Catalizatorul. A avut două momente care cred că mi-au făcut bine. Asta a fost unul dintre ele. Iar al doilea, care mi-a făcut bine, a făcut pentru că m-a lăudat de o asemenea manieră în public, încât am zis, bă, dacă mă laudă Cornel Dinu, înseamnă că chiar înseamnă ceva. La momentul în care m-am dus eu și am făcut interviu cu Puiu Iordănescu la Oslo, nu știu dacă mai ții minte. Da, înainte. Și înainte de meciul cu mâna lui Cheriu, eu fusesem la Danemarca, Norvegia, și făcusem o analiză tehnico-tactică a modului în care joacă norvegienii, pe care am publicat-o. Și Cornel Dinu, în momentul în care a citit-o așa, a fost invitat la o emisiune și a zis, uite, asta este presă. Așa trebuie să se întâmple în presă. Așa ar trebui să se întâmple în presă, și pentru mine a contat. Și mi-a și ieșit următorul pas, că m-am dus la Oslo, l-am așteptat până apuiul la hotel, evident ploua, evident că eram în afara hotelului, evident că nu ni se permitea accesul în hotel. I-am și spus când am fost la federație, deci ne uitam ca printr-un acvariu la ei care steau la căldurică acolo, noi steam afară, ieșeau, trebuia să meargă la o plimbare, a ieșit neapuiul, m-am dus să îl întreb, să iau și eu două vorbe și zic, am venit, ai fost la Danemarca, unde ia zi, cum joacă și cum, și ce fac, da aia cum fac, da aia cum fac, da aia cum fac, așa m-a ținut vreun sfert de oră.
După care zic, ok, acum hai să vă întreb și eu, ce probleme, ce, nu, nu, nu mai am timp acum, și s-a suit în autocar și a plecat cu echipa. Și eu trebuia să fac interviu cu Iordănescu despre ce va fi la meciul cu Norvegia. Și nu l-am alergat după ei să-i prind până în oraș, nu a mai vorbit nimeni cu mine și așa mai departe, nu exista activitate de presă, era ceva. Și zic, ce fac în situația asta că mă așteaptă băieții la București cu ceva? Și, și atunci am făcut interviul lui Iordănescu cu mine. Da, țin minte. Am publicat interviul lui Iordănescu cu mine, care a fost un succes și ăla până la urmă, da? Dintr-o idee s-a născut chestia asta. Următoarea, hai să vedem. Următoarea alegere. Sportul, ProSport, Gazeta Sporturilor. ProSport. ProSportul. Bun, sportul e o nostalgie, pentru că ți-am spus, la vârsta de 5 ani, hai să zicem așa, eu am învățat literele și am învățat să citesc, când m-am dus în clasa 1, eu citeam, și acolo m-a selectat o doamnă învățătoare la clasa ei, pentru că era mult mai simplu. Eu citeam, adică când m-am dus la înscriere, eu am început să citesc pe... În timp ce dumneim mă înscria cu mama, acolo eu citeam, erau niște de-astea, Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, Toarșul Nicolae Ceaușescu. Și eu citeam păritere, Trăiască. Da? Și ce, păi cum știa să citească la... Nu era clasa zero, nu era nimic. N-am fost la grădiniță. Eu n-am fost la grădiniță. N-am avut nicio... Asta. Deci ăla nostalgic ăsta, dar ăsta a fost revoluție. ProSport a fost revoluție în media românească și, a spune, nu numai de sport. În întreaga presă românească, după părerea mea, ProSport a fost revoluție. L-am dat drumul în 97, pe data de 2 iulie, țin minte și acum, și în 98 la campionatul mondial am avut acreditați, ok, că aveam bani și puteam să facem, dar am avut tehnologie la nivelul japonezilor. Deci au venit japonezi la masa presei, la mine, aveam laptop, transmiteam, făceam transmisie în 1998 prin satelit, prin laptop, și au venit, s-au uitat la laptop și au zis, sunt ca ale noastre. De unde sunteți? Din România. România? Cum adică? Da. Pentru că aici, și aici meritul este, din punctul meu de vedere, 100% lui Cătălin Tolontan, care a știut exact ce ne trebuie din punct de vedere al tehnologiei ca să facă din acest produs premium pentru România și pentru Europa la vremea respectivă. Și gazeta? Unde o încadrezi? Gazeta la actualitate. Am înțeles. Următoarea. Hai să vedem. Gazeta asta, nu? Da. Ionițoaia, Chirilă. Ovidiu Ionițoaia, fără doar și poate. De ce? Pentru că a fost... Era o perioadă în care eu nu mai știam bine care e tatăl meu natural. Tata de acasă, Dumnezeu să-l țină în pază și da, care face 87 de ani anul ăsta, sau domnul Ovidiu. Eram ca și copilul domniei sale, mă trata la modul ăsta, eu îl tratam ca pe un tată. Și te-a durut ce s-a întâmplat după ce te-ai dus la federație și a început să te critique, să te bombardeze? M-a durut foarte tare, da. Ați vorbit? Nu. N-ați mai vorbit de când te-ai dus la federație? Nu, când m-am dus la federație am vorbit vreun an, un an și ceva, nu știu. A fost primul om căruia i-am spus dacă l-am întrebat dacă fac bine că mă duc la federație. Adică povestea mea cu federația, nu știu dacă s-o spun acum sau mai târziu, a fost... Poți să spui și acum, că nu e nicio... Deci la vreo două săptămâni, nu-l cunoșteam pe Răzvan Burleanu, nu știam, mai că trăteam alegerile așa cum le-am tratat și în alți ani. Aveam echipă care se ocupa de alegeri, reporteri speciali, eu nu. Și după o săptămână, cred, după alegeri, a venit Tolo la mine și mi-a zis, uite, băiatul ăsta nou de la, care a câștigat acum la federație, vrea să te ia la federație, vrea să vorbească cu tine, vrea să ieși de acord, să-i dau numărul, lui de, numărul tău de telefon. Deci prin Tolontan s-a făcut. Da. Păi Tolontan m-a pețit și când trebuia să merg la Steaua, la Gigi, pe care tot așa îmi cereau mâna. Probabil că lumea știa ce echipă suntem. Și știa că am plecat în grup de la Sportul Românesc, de la Dragomir și am făcut ProSportul, am plecat în grup de la ProSport și am făcut Gazeta Sportului și era ca un fel de dezlegare, eram sub contract. Cum ar veni. Și aveau nevoie să te ceară la Tolontan. Exact. Și tot a venit mai, uite, dacă vrei, poți să-i dau numărul de telefon, că vreau să te sun, zic, dă-l să mă sune și așa. Ok, am fost. Ce m-a, primul lucru care m-a convins, așa, mi-a făcut să mi ridic sprâncenele, era într-o vineri și m-a sunat Răzvan și mă rog, vorbea cu mine cu dumneavoastră,
dacă puteți să vezi, aș putea să vin, numai că am emisiune. Eram la Digi pe vremea aia. Zic, am emisiune. Păi nu nimeni, veniți după emisiune. Zic, cum să vin după emisiune? Că am emisiune de la 7:30 la 9 sau nu știu ceva. Eu vin după emisiune, că sunt la federație. Vineri seară, deci eu trăisem perioada în care se făceau grătare vineri la 2 și se pierdeau selecționeri. Adică nu eram în perioadă. Și zic, ok, vin. Dacă, în gândul meu, dacă matale stai până la ora aia, vin și eu să văd cum arată omul care stă până la ora aia în federație. Știi? Și așa m-am dus, mă rog, și pe urmă... după ce mi-a propus, sâmbătă dimineață, duminică dimineață, nu mai țin minte, prima oară când m-am dus la ziar, deci pe tatăl meu nu l-am anunțat, pe mama mea, numai soția știa vestea asta și că eu începusem să mă gândesc la toate chestia asta și primul pe care l-am anunțat, deci după Tolo, care știa despre ce e vorba, m-am dus la domnia sa în birou, era Cristina, secretara, i-am zis vreau să merg la Ovidiu, păi stai că scrie, păi atunci zic când... Și m-a zis, ce-i copile, ce-i cu tine, știi că pe vremea aia fuma, erau lătuși de fum, încă n-a avusese problema... Cu inima. Cred. Parcă, a? Sau nu, cred că nu mai fuma. Parcă avea o pipă pe care o tot mesteca așa. Și i-a zis, uite, așa. Și cuvintele lui au fost, copile, du-te, este șansa vieții tale. Astea au fost cuvintele. Uh-huh. Stai liniștit, du-te, așa. E șansa vieții tale. Și după aia, cu gândul ăsta în cap, adică a contat foarte mult pentru mine chestia asta. Pentru că dacă îmi spunea, stai, cum adică? Stai? Crezi că ai fost victimă în cum să spun, ai căzut între neîncrederea lui Ovidiu Ianițoaia față de Răzvan Bureanu și față de ce reprezintă actuala conducere a Federației Române de Fotbal? Ai căzut la mijloc în povestea asta? Cred că da. Uh-huh. Cred că da. Adică așa aș vrea să cred că da. Am înțeles. Ok. Hai să vedem mai departe. Patronii. Dragomir, Sârbu, Voiculescu. Sârbu. Da. Deși vă înjura cel mai rău. Că mitică Dragomir vă înjura? Ne mai înjura. Mitică ne spunea coardelor. Aha. Domnul Dragomir, mitică, nu pot să... Domnul Dragomir ne spunea coardelor. Domnul Sârbu ne spunea boschetarilor. Pentru că noi eram într-un trust, eram un fel de stat în stat. Adică noi aveam propriu business în businessul proului al domnului Sârbu. Și noi aveam libertatea de a ne gestiona afacerea doar să livrăm la sfârșitul anului un profit cu care noi ne înțelegeam, pentru care noi ne înțelegeam cu domnul Sârbu de la început, după care nu se mai băga. Adică dacă noi vreau să angajăm 500 de oameni, puteam să-i angajăm, dar trebuia să stăm în bugetul respectiv, astfel încât să ne facem... În marja lui de profit, să-și facă profitul. Cu domnul Voiculescu n-am avut niciun fel de interacțiune cât am lucrat acolo. Am avut interacțiuni două la număr cu Camelia. Deși era în management. Da. Asta e interesant, știi? Adică Dragomir se implica, Sârbu era ultra implicat, da? Da, erau și Voiculescu nu. Discuta cu Tolo, numai cu Tolo. Aha. Era cu Tolo și pe Ovidiu evita. Adică nu... Ovidiu... Deci doar Voiculescu avea relație doar cu Tolontan. Da, Ovidiu ți minte că nu știu dacă s-a întâlnit de două ori cu domnul Voiculescu. Dar Sârbu știu că erau celebre ședințele vă... Erau și haioase, erau și cu urlete, cu țipete, cu... Dar nu știu, eu, poate că era și perioada de middle age pentru mine, adică mie mi s-a părut cea mai adevărată perioadă pentru mine în presa scrisă și ca business și ca din punct de vedere editorial, adică ok, câștigurile cele mai mari, dacă le-am avut eu personal. Da. Alții le-au avut în alte perioade. Dar eu le-am avut în perioada domnului Voiculescu. Adică perioada Gazetei Sportive, că și la Gazeta am fost stat în stat. Adică am fost acceptate aceleași condiții ca să venim. Doar că acolo a fost boom-ul financiar. Adică au fost anii 2005, 2006, 2007 în care se câștiga foarte bine din presă. Foarte bine. Mai departe, hai că trebuie pe repede înainte. Deci,
Mircea Sandu, Răzvan Burleanu. Răzvan Burleanu. Te întreb de ce? Pentru că e mult mai aproape de valorile mele decât era domnul Mircea Sandu. Ok. Următorii. Aici e interesant, sunt curios. Olăroiu, Răzvan Lucescu, Cică Hagi, Dan Petrescu. Olăroiu. Olăroiu. Da. De ce? E mai aproape de valorile. Pentru că am înțeles, de la el am înțeles primul ce înseamnă strategie în fotbal. Ok, noi am fost și colegi. El era la 69, eu eram la 68. În cabana despre care îți vorbeam, ușile noastre erau față în față. Aici era Petre Mihai, aici era Haidu, unde era el. Dar nu ne-am cunoscut în perioada aia. Ulterior vorbeam de chestia asta. Dar este, din punctul meu de vedere, a fost numărul unu și a fost un pionier în fotbalul românesc în ceea ce privește strategie, monitorizare, analiză. Pentru mine e numărul unu. Ok. Următorul grup. Lucescu, Ienei, Iordănescu, antrenori. Naim Ienei. Naim Ienei? Da. Sentimental? Într-un fel, da. Eu am doi copii și încă unul. O carte. O carte pe care am scris-o la 15 ani după ce Steaua și Iacupa campionilor europeni. Și de ce o singură carte? Că mi s-a pus întrebarea asta, că de ce nu mai scriu? Și am spus, dacă vorbim despre fotbal românesc, o să mai scriu o carte când cineva va mai ajunge la un capăt de drum. Uh-huh. Dintre cei trei oameni, singurul care a ajuns la un capăt de drum cu o echipă românească a fost Emeric Ienei. Și de asta l-aleg. Ok. Următoarea trupă. Comentatorii. Aici mi-e foarte greu. Băleanu, Cosmescu, Grădinescu. Ai comentat cu toți. Da, da. Mi-e foarte greu. Mi-e foarte... Na, îl aleg pe Emil, pentru că sunt poate mai apropiat, cel mai apropiat de vârstă de el și am petrecut cel mai mult timp cu el. Aha. Dar din punct de vedere al valorii mi-ar fi imposibil să aleg. Și în final, hai să vedem experții. Panduru, Ilie Dumitrescu, mai sunt și alții, sper să nu se simte jigniți ceilalți. Eu am ales pe cei patru. Mihai Stoica, Basara Panduru, Ilie Dumitrescu, Cornel Dinu. Păi Ilie l-am cunoscut primul de mic. Da. Dar cu meme am fost prieten vreo 20 de ani la Catarama, ca să zic așa. Eu pe meme l-aleg pentru că știu cât poate și știu ce știe. Îl văd aici, probabil că mă vede și el pe mine și știu că de foarte multe ori el adevărat e altul. Am înțeles. Ok, astea au fost alegerile. Hai să ajungem așa. Deci, spunând de relația cu Tolontan, cum funcționa? Lumea nu-l știe pe Tolo, da? Adică vede ziaristul ăla serios, intransigent, anticorupție, anti... în general este, cum să spun, un reper și moral, dacă vrei, ceea ce e foarte greu de... E foarte greu să ajungi un reper moral într-o meserie ca a noastră. Da. Adică trebuie să ai mult... Că, practic, meseria asta, în meseria asta dai probe zilnic. Da? Dacă ai scăzut un pic nivelul, automat ești taxat de oameni, de public. Da. Și ți se pun ștampile, e foarte ușor să ți se pună ștampile. Adică ai greșit odată, ți se dă în cap la nesfârșit. Eu nu mai l-am pe Gigi Becali în emisiune, nu mai vorbește cu mine de... Da? N-a intrat, o singură dată a intrat în 10-11 ani. În continuare, lumea zice, tu ești ăla cu Gigi Becali. Păi, n-am mai vorbit cu el de 10 ani. Dar ștampila aia rămâne. E, ți-o asum, ne ducem crucea fiecare. Cum era relația și umană și profesională, mă interesează? Păi, în primul rând, e important de știut că noi am crescut împreună. Uh-huh. Adică noi am fost o generație și cea mai numeroasă. El e născut 69, eu sunt născut 68, deci, practic,
eram pe acolo și fiind numeroasă, zic eu că a fost și valoroasă, că cu cât e baza mai mare, cu atâta vârful e mai puternic. Am venit imediat după Revoluție cu toții și atunci practic am crescut împreună. Ne-am crescut unul pe altul, aș îndrăzni să spun eu. La Sportul Românesc, de exemplu, eu eram șef lui Tolo. Adică în momentul în care acel domn... De vreo amendă? De Ruja, nu practic am amenzi, că nu prea aveam din ce să dăm acolo. La ProSport erau bani, adică erau și bonusuri și amenzi. La Sportul Românesc nu erau nici bonusuri, nu erau nici amenzi pe vremea aia. Practic am crescut împreună. Când am evadat de acolo, eu spun că proporția cea mai mare am avut-o noi cei tineri în a pleca de acolo. Adică eram Emanuel Terzian, Cristian Giambașu, Cătălin Tolontan și cu mine. Eram cei patru care începusem să vedem altfel lucrurile și să ne dăm seama că viitorul în presă și al nostru și al presei în general trebuie să fie altul. Și nu aveam corespondent în discuțiile cu domnul Dragomir. Vedea altfel lucrurile și atunci noi am forțat acea plecare și ni s-a alăturat și Ovidiu și Ovidiu pe urmă împreună cu Tolo, prin rația cu Adrian Țârbu, au dus toată gașca în partea cealaltă. Iar în partea cealaltă Tolo a devenit șeful meu, el fiind redactor șef, eu la început șeful departamentului de fotbal intern, cel mai important departament dintr-un ziar de sport. Așa, după care, după ce am pus pe picioare acel departament, mi-am pus în practică ideile pe care le aveam la Sportul Românesc, dar nu puteam să le fac acolo. Una dintre ele, țin minte, că era aceea de a nu mai da spațiu egal tuturor echipelor. Ceea ce se întâmpla pe vremuri. Da. Și ok, poate că unii mă înjurau pentru chestia asta, dar eu spuneam, avem un produs de business, trebuie să-l vindem, îl vindem oamenilor, ce vor oamenii, oamenii vor cât fotbal, 60%, 60% le dăm. Pe sondaj. Da. Dintre ăștia 60%, cine cu cine ține? Cât sunt cu Steaua, cât sunt cu Dinamo, cât sunt cu Dinamo. Și repartizam și paginile în ziar și numărul de oameni care scriau pe echipele respective, erau la Steaua, la Dinamo, erau câte 3, câte 4, câte 2, la Rapid Craiova 1-2, la celelalte echipe, erau echipe, eu știu, Suceava, aveam corespondentul din zonă, plus un om care centraliza 4-5 cluburi și așa mai departe. Deci asta a fost o schimbare de paradigmă în presa sportivă la vremea respectivă. Am pus departamentul pe picioare și cred că după 2 sau 3 ani am devenit redactor șef adjunct. Și am lăsat în locul meu șef de departament pe Bogdan Stamatoiu, care mi-era adjunctul meu și a văzut cum s-a lucrat și Bogdan a rămas până în zilele noastre. Și cu Tolo? Cu Tolo întotdeauna o relație extraordinar de bună. Tolo pentru mine a fost un model tot timpul. De om, de profesionist, de... nu știu dacă și eu am fost într-un anumit fel un model pentru el, dar el pentru mine a fost. Adică Tolo a fost un vizionar. Tolo a fost primul care a făcut pasul către acest management. Noi nu ne gândeam la vremea respectivă cum e să fii și manager. El ne-a arătat că se poate. Adică el a coordonat tot acolo. Deci a fost factotum la ProSport și pe urmă la Gazeta Sporturilor. Acum înțeleg că are doar partea editorială la Ringhie. Tolo, să știi că pe noi ne-a... Într-un fel aș putea să spun că și ne-a salvat de niște pericole pe care noi nici măcar nu le conștientizam. Adică ni se păreau niște normalități. Adică niște apropieri de anumiți președinți de cluburi sau astea. Și am înțeles de la el, noi la început nu înțelegeam care e treaba. Adică că sunt celebrele, da, anii 90. În anii 90 erau cluburi la care mergeai. În anii 90 era o normalitate și ținea de fiecare dintre noi. Plecai cu o sacoșă, cu... Cum gestiona, exact, toată chestia. Erau și alte condiții, erau alte vremuri, erau mesele comune la care la un moment dat erai obligat să te duci. Eu nu spun că... Eu munceam cu foarte multă plăcere de acolo. Dar eu personal așa îmi setam lucrurile. Eu nu scriu de la masă nimic. Oamenii vorbeau vrute și nevrute. Mai ales la un pahar începeau să spună. Ok,
erai ziarist, acum dacă este să judec așa, spun ce trebuia să fac. Trebuia, cum aflu acolo o chestie, să mă duc să o scriu în ziar. Dar mie mi-a ajutat foarte mult când am scris-o în ziar, în momentul respectiv. De ce? Pentru că am putut să-mi creez un întreg tablou în cap și să-mi dau seama cum funcționează rotițele în fotbal românesc. Uh-huh. Iar lucrurile astea aveam să le scriu fără să dau nume, dar peste mulți ani știind sigur că am dreptate. Nu putea să mă mai contrazică nimeni. Și Tolo, a insistat Tolo... să se taie legăturile cu între ziariști, da, și conducători? Da, da, da. Țin minte că a fost... Uite, noi până în 1998 te invita clubul respectiv să te duci în deplasare și acolo ți asigurau cazare, masă, biletul de intrare la meci, nu știu ce, și tu scrie. Și a fost un incident în 1998, iar tu scrieai ce vedeai, adică nu, da, nu era... Era influențat de prietenie? De faptul că, nu știu, că îți dădea ceva după o sacoșe cu niște pește la pe acolo, cu... Chestiile astea influențau scrisul? Pe unii, da. Aha. La mine nu funcționau lucrurile astea, că mi se păreau... Ți-am zis, eu am avut acasă. Pentru mine, eu știu, un pește de la Galați nu însemna, nu era nicio... Okay, mi-era și rușine să refuz la un moment dat sau eu știu ce. Așa era practica în vremea respectivă. Da. Și 98 ziceai că a fost un incident. A fost un incident în 98. A jucat Ceahlăul la Mallorca, cred. Și a fost Adrian Florea trimis acolo. E și acum la gazetă. Și Adrian Florea, cum făceam toți dintre noi, scrie ce vedeai, chiar dacă erai plătit, stăteai pe banii și stăteai la masă cu oamenii ăia și așa mai departe. Și omul a scris că Ceahlăul a fost bătută, cred că a mâncat bătaie la meciul respectiv, de echipa nu a doua, a treia a Mallorcăi. Și acolo, evident, domnul Ștefan de la Piatra Neamț a făcut un scandal pe aeroport, a pus mâna, a sunat pe telefon, pe la București, pe aici, că eu v-am luat, vă plătesc, adică în sensul în care mâncai cu ei la masă și aveai o cameră de hotel, se considera că ești plătit la mult. Uh-huh. În modul ca la matematică, în valoare absolută, așa e. Da. Doar că tu nu resimțeai aia ca pe obligație. Uitam că NBA-ul, știi că circulă cu ziariștii cu avioanele, adică echipele au ziariști în avioane, pe banii cluburilor respective, ok, e altă lume, altă industrie, vorbim despre cu totul altceva. Așa era Ananie. Și în momentul ăla, Tolo a zis stop. A, dacă e așa, din momentul ăsta nimeni nu mai merge undeva pe banii federației sau cluburilor și așa mai departe. Și lucrurile astea cred că au rămas în picioare, au început în 98 și cred că stau în picioare și astăzi. Înainte de a trece la a doua rubrică, vreau să spui părerea ta, care era cel mai bun Condei, cel mai talentat din generația voastră? Sau, habar n-am, poate, nu știu. Mie îmi plăcea, de exemplu, Johnny Cupen. Da? Nea Johnny Cupen. Cui nu-i plăcea? Care era... Cui nu-i plăcea? Erau picta, niște... pur și simplu. Adică citeai cu bucurie fiecare... rând și recitei, să te făcea să te simți mică. Dintre ziariștii cu mare experiență pe care eu i-am prins în vârstă, într-adevăr Johnny Cupen era o scriitură, într-adevăr Nea Vanea era o scriitură, mai spre scriitor decât spre jurnalist, dar scriitură de jurnalist adevărat avea Ovidiu, dintre cei în vârstă. Și are. Și acum a păcat că nu mai scrie reportaje, păcat că nu mai face interviuri pentru că sunt două capitole la care cred că am avut foarte mult de învățat și deci le citeai cu nesaț. E ca și cum te-ai uitat acolo la un serial Netflix, nu-ți venea să lași din mână un interviu în mai multe părți sau are și cărți scrise pe așa ceva. Iar dintre ziariștii cu care am lucrat eu, sunt multe, Conde e bune, mi-e și greu să spun care, că au stiluri aparte. Giambașu are stil aparte, Tolontan are stil aparte, Buzărin are stil aparte, adică ei trei, Mitran, pentru că e tot din generația noastră, Marius avea un alt tip de stil. Chiar și Nanu, într-o anumită perioadă, avea un stil care îți făcea mare plăcere. Am fost
o generație foarte bună, adică mi-e foarte greu. Părerea mea că am fost o generație, și cred că suntem, și să dea Dumnezeu să fim cât mai mulți dintre noi, suntem o generație de aur în presă. Hai să vedem. De suflet, da, rubrica, a doua rubrică, după aia trecem la federație. Din nou la ecran, hai să vedem. Cu ce începem? Da, asta e echipa de Cupa Presei, cred că este din 1993. Giambașu, Terzian, Marian Nedea, care e fostul portar de Liga 1, Marian Nedea, pe care l-angajasem și îl semnam în ziar doar ca să joace în echipa voastră. Că n-aveam portar. Nourescu, Bogdan Stamatoiu, eu, deci pe rândul de sus, în picioare, Tolo, Cristi Preda, Piticu Oprișan, stai așa, Codorean e... Da. Codorean e penultimul. Îmi scapă numele, un băiat care a stat la noi, scria basket, era de undeva de prin Satul Mare. Și a plecat, nu mai țin minte cum îl cheamă, și cred că e Bistriceanu, cel ultimul din Liviu stânga. Bistriceanu. Liviu Bistriceanu de la Craiova, da. Bun. Deci 93, da? Da. Mai departe, asta, următoarea e simpatică, rău de tot. Marius Stan cu Meme, cu mine și cu Danciu, nu? Da. Și un cot. Sincer. Nu știm acum e cotul. La Euro 96, nu? La Euro 96 e asta. Cred că. Oai de mine. Deci am mers cu autocarul de la București până la Newcastle. Marius Stan avea cu paralela 45 tricou. Cred că îi rămăsese cu paralela 45 la campionatul mondial din America, pentru că ei au fost președinții de club în America, au fost sponsorizați de paralela 45 și am mers împreună în formula asta și în America, și în Statele Unite, la campionatul mondial din 94. Aha. Meme elegant, așa, dacă arăți astăzi poza. Bine, și eu aveam, nu știu dacă era ținută de stradă asta, dar... E lângă un tomberon, adică, ne înțelege. Bun, hai să vedem următoarea poză. Următoarea poză. E, aici 2004. Deja creasem nișa, eram la emisiunea lui Ovidiu în continuare, cred că se numea deja Recursul Etapei. Era, asta e la Recurs. Da, pentru că eram la Gazeta Sporturilor, Walter Zenga era antrenor la Steaua și eu începusem chestiunea cu nișa, să spun așa, și venisem cu această tablă pe care am inițiat-o la Realitatea, să știi, nu am făcut Realitatea, cu Realitatea am colaborat într-o perioadă în care Ovidiu cred că nu mai făcea emisiuni și eu m-am dus la Realitatea. Între Proces și Recurs. Cred că da, cred că atunci a fost o perioadă. Țin minte că chestia asta cu tabla, deja am cărat tabla în cârcă, asta, inclusiv pe 23 august la Steaua Rapid 0-0, sfertul de finale 2006. Euro, fantastic. Și în toată nebunia acolo în care steliștii erau fericiți și rapidiștii erau super nervoși, eu printre ei a trebuit să cobor cu tabla și cu pulurile, pentru că aveam stand de pe teren, trebuia să fac și să arăt eu ce s-a întâmplat în meci, îți dai seama. Și am mai pus-o și în zona dinspre Galeria Rapidului, spre peluza. V-ați luat de acolo tot ce era de luat. Dar a fost o perioadă interesantă care mi-a deschis și mai mult apetitul și pentru televiziune și pentru această nișă din televiziune. Mai departe, hai să vedem. Aici cu... Cu Olăroiu. Da, cred că e pe 23 august. 23 august, pare. Este, cred că e din perioada în care Steaua a jucat, s-ar putea să fie cu Standard Liege, înainte de Standard Liege, ceva de genul ăsta, că atunci aveam o revistă foarte bună, pe care o coordona Nanu, lunară, și eu am obținut aprobarea de la Oli să stau cu ei în cantonament înainte de meciul cu Dinamo Kiev, nu să dorm noaptea, dar să mă privească la toate antrenamentele. Și am scris un reportaj înainte de meciul cu Dinamo Kiev. La 4-1. Da, da, da. Și am avut privilegiul să văd la antrenamentele alea schema din care s-a marcat golul 1-2. Nu, din out. Dică. A, da. Aruncă de la margine, să face o încrucișare și Dică pleacă pe interior și șutează cu dreptul la corțul lung. Aia a fost făcută de 4-5 ori pe antrenament, schema aia de out. Mai departe. Aici era la Radio GSP. La Radio GSP era un radio al nostru, al GSP-ului. Aha. Se ocupa Gabi Safta de el
și organizam, făceam, el făcea emisiune în stop, nu știu când, să mai ducea acasă, nu știu, așa, și din când în când ne mai invita și pe mine și acolo m-am găsit cu Ilie la asta, nu mai ține aminte, la una dintre emisiuni. Bine, având multe amintiri, asta, și inclusiv în 94, îți dai seama, când am fost la Mondial, eu cel mai mult am stat cu el după meciuri și țin minte că după fiecare meci îmi spunea, s-am jucat atât de prost, cred că nu mai bagă neapoi în următor. După meciul cu Elveția, am jucat atât de prost, nu știu ce să nu știu și cu mine, nu mă regăsesc. El fiind, practic, erou din preliminarii, adică în preliminariile alea a făcut niște meciuri senzaționale. Și eu tot îi spuneam, nu te scoatem, stai liniștit, o să vezi, stai liniștit, o să te bagi. Nici eu nu mai credeam după meciul cu America și mi-a spus, e posibil să mă bage vârf. Da, ce n-am fost eu în stare stânga, el îmi spunea mie, ci eu dacă joc în dreapta simt că îmi vine terenul în cap. Nu pot să vâr, mă puneți joc. Și a dat două goluri și a făcut cariera acolo. Absolut. A fost meciul meciurilor. Următoarea fabuloasă poză. Deci nu Beckham. Deci personajul din mijloc este cel mai... Leo Strizu. A, Leo e. Deci omul care în ziua de astăzi... A, gata, mi-aduc aminte. Aici era la antrenamentul... A, gata, știu. Era la antrenamentul cu lui Real, unde Oli m-a băgat pe mine, știi că erau 15 minute, și el a vorbit cu Capello și că are un prieten și așa, și că nu e nicio problemă să... Și am văzut tot antrenamentul atunci. Am stat pe marginea terenului și am văzut tot antrenamentul. A, uite, Leo Strizu. Da, nici nu mai recunoșteam. Cine își imagina că în 2023 vor exista discuțiile astea legate de Leo Strizu? De aia mi s-a părut senzațională poza. Aici iar îmi vin repede în minte două chestii. Una, discuția dintre Oli și Capello la sfârșitul antrenamentului, când Real Madrid juca urât și câștiga în campionat. Și era contestat Capello și Oli a vorbit cu el în italiană și a zis, și el în italiană i-a spus, spanioliștea nu cum vorbea așa, nu înțeleg nimic din fotbal. Eu am venit să le câștig meciul, nu să le fac spectacol. Așa gândea Capello. Corect. Și a doua întâmplare cu Beckham, care n-a jucat titular în meciul respectiv și eu am dus-o la meci pe fica mea cea mare cu o colegă de clasă. Și au stat în altă parte, eu am stat la masa presei și după meci am dat ceva plăcut și zice, mamă, Beckham, cum arată, este... Beckham n-a jucat, n-a fost titular. Ce, unde l-ai văzut pe Beckham? Nu știu, dar era în fața băncii pe acolo și noi numai cu ochii pe el am stat tot meciul. Dar mi-am dat seama la ce se uită fetele. Ce contează? Ce contează până la urmă pentru fete. Următoarea poză. Cred că e și ultima asta. Asta cred că e la Sănătatea Cluj? Oare? Da. Asta a fost un antrenorul, joc de... antrenorul virusilor? Da. Deci a fost un joc de televiziune care mi-a produs atâta antipatie în rândul celor din fotbal, inclusiv a domnului Cornel Dinu, că trebuie să spun și partea aceea, care n-au înțeles că era un joc de televiziune, pur și simplu. Era o firmă care sponsoriza Cupa României și a zis, ok, s-a calificat Sănătatea Cluj. Cum facem? Toți e cea mai mică echipă. Ca să-i ajutăm pe ăștia mici să facă o figură frumoasă, jucau cu Dinamo. Cum facem tot? Și au luat pe unii, nu știu ce să fac, așa, și au zis, ne trebuie unul care să și antreneze o figură, dar să nu fie antrenor, să nu fie jucător, să nu fie nimic. Și s-au gândit la mine și mi-au propus chestia asta. Și mi-au zis, dar te rog eu frumos să faci lucrurile cât de cât serios. Am stat două zile cu ei acolo și am făcut o ședință cu ei în vestiar, am făcut antrenament pe teren după ședință. Eu știu că am fost la școala de antrenori din 2001, mă tot duc și știu ce înseamnă să cum se pregătește o ședință în sala de teorie, după aia ieși pe teren, ce faci pe teren și cum faci. Și am încercat ușor, ușor să... Vai de mine, ce mi-am auzit pe urmă, ce... Că a venit... Mă rog, mă pot spondri și eu că până în minutul 37-38 cu Dinamo, îi jucau Bratu, Dănciulescu, Izvoranu, erau toate... Și ăștia erau săraci de ei, unii lăsați de nu știu cât timp, alții care nu jucaseră, erau taximetriști, încărcători, descărcători... Patronul vrea să joace și el și avea 46 de ani, atacantul central avea ruptură, vrea să joace și el că juca cu Dinamo, îți dai seama și până în minutul 38 era 0-0. Deci ai mândria asta. Hai în finalul dialogului să trecem un pic la federație. Îți reproșez că l-ai adus pe Daum? Nu. Sub nicio formă.
Am stat după ce s-a terminat contractul cu Daum, am zis, bă, e posibil să fi greșit. Poate e prea devreme, poate era el, știi cum se zice, zaharisit în limbajul nostru, poate. Și am zis, ok, dacă am greșit eu, în momentul următor trebuie să se îndrepte greșeala, pentru că vin alții care meritau mai mult decât dau. Realitatea mi-a arătat că nu selecționerul era problema. Cred eu că nici atunci, nici acum. Problemele noastre sunt foarte multe altele. Cred și știu, nu cred, știu ce a făcut Daum la Federația Română de Fotbal. Știu cum arăta baza de la Mogoșoaia înainte să vină el și după el. Știu cum arăta procesul de scouting înainte să vină el. Vorbesc la nivel juvenil, nu vorbesc despre Naționala Mare. Știu foarte multe lucruri care s-au schimbat în bine și care, moștenite fiind, durează și acum, se duc mai departe. Știu de asemenea că cred că Daum este antrenorul cu cel mai bun CV care a activat vreodată în fotbal românesc. Nu cred că este un antrenor străin cu un CV mai bun care să vină să, să antreneze aici la noi. Și din punctul ăsta de vedere spun că nu. N-a fost o greșeală. Dar admit că dacă lumea vrea să o considere așa, eu pot să admit, să spun ok. A avut niște rezultate, n-au fost cele la care speram noi, dar în sufletul meu voi spune întotdeauna că n-a fost. Poate a fost prea devreme un antrenor străin, la asta m-am gândit, pentru fotbal românesc. Dar după ce noi mai fi eu la federație și, de fapt, stai un pic, să ne înțelegem, să nu se înțeleagă că eu am pus antrenorul la echipa națională, mie mi s-a cerut un antrenor străin. Și dintr-o listă mai mare de antrenori a fost ales Daum, că să nu ne înțelege, dar eu mi-asum acea listă. Adică mi-asum și pe lista cu George Likens, cu fostul selecționer al Belgiei, cu care ne-am întâlnit împreună cu Răzvan Burleanu, Rabruser, mi-asum și pe punerea pe listă a lui Huub Stevens, fostul antrenor de la Schalke, de la Hoffenheim și așa mai departe, cu care în casa căruia am mers împreună cu Răzvan Burleanu, la Eindhoven, în casă, în toată perioada aia. Și a fost ales de Răzvan și de comitetul executiv, a fost ales Daum. Dar, într-adevăr, cei care numele puse pe listă au fost puse de mine. După Daum, ai mai avut aceeași influență în Federația Română de Fotbal? După episodul Daum? Cred că 2 ani, da. 2 ani. Da, adică adică nu trebuie să înțeleagă prin influență lucruri ascunse sau nu. Mi-au fost ascultate ideile, pur și simplu. Adică și după 2 ani ce s-a întâmplat? Nu ți-au mai fost ascultate la fel de mult? Cred că da, dar s-a mărit și echipa și atunci erau mai multe idei din partea mai multor oameni. Am avut cum era și normal, eu am simțit nevoia că noi nu aveam director tehnic la federație, practic. Neapoi, în momentul în care a fost numit selecționer, a abandonat total muncile de director tehnic. Deci din 2014 până în 2016. Și am resimțit tot timpul nevoia unui director tehnic, un om de specialitate să facă chestiile astea. Și tot mie, Răzvan mi-a zis, ok, spune-mi cu ce propuneri să... Și, de exemplu, am propus pe Ilie Balaci, Dumnezeu să-l ierte. Da? S-a întâlnit cu Răzvan de vreo 2-3 ori, n-a acceptat. Apoi l-am propus pe Ioan Ovidiu Sabău. M-am întâlnit cu Neluțu, am vorbit cu el, am fost cu Răzvan la Cluj și am vorbit iar cu el, n-a acceptat. Și, pe urmă, l-am propus pe Mihai, pe Stoichiță, pe care l-a acceptat. El a acceptat și din 2017, cred, din februarie, Federația a avut un director tehnic, ceea ce nu mai avusese din 2014. În momentul în care ai un director tehnic, normal că președintele trebuie să țină cont de ceea ce spune directorul tehnic, e un om din fenomen. Comisia tehnică este condusă de el până să fie Mihai. Eu
Eu am repus pe picioare comisia tehnică, eu i-am strâns pe oameni la masă. Neapuiu știe chestia asta, că a rămas chiar impresionat de unde l-a început să uita foarte urât la mine după ce i-am pus la o masă și i-am pus să vorbească între ei. Nimic n-am făcut, adică am făcut pe moderatorul. Pur și simplu zic, dom'le, eu nu mă pricep la treabă, dar trebuie să lucrați. Trebuie să se întâmple ceva. Și atunci au început să lucreze la lucrul ăsta. Da, normal că era ca în capul mesei să stea un specialist, da, un licențiat pro, un om care a antrenat, un om cu experiență, iar ăsta a fost Mihai. Mihai și-a făcut echipa lui la comisia tehnică acolo și așa mai departe. Și atunci, da, au fost mult mai multe idei și unele au fost mai bune ca ale mele și s-au aplicat. Răzvan Burleanu, tu te-ai dus acolo cu niște așteptări. Da? Și sperând că o să faceți niște lucruri. Cât la sută din ceea ce visai tu s-a realizat? E mai degrabă mult sau mai degrabă mai puțin decât te așteptai în momentul în care te-ai dus? Un ziarist, fără să ai experiență de management în fotbal, avea experiență de management în presă. Da? Când te-ai dus la federație, bănuiesc că ai avut un orizont de așteptări. Da. Dom'le, cred că putem să facem asta și asta și asta. Au trecut deja două mandate și jumătate, să spunem, da? Unde este? E spre sus sau mai degrabă la mijloc sau mai degrabă jos față de ce ai crezut tu că se poate face? În primul rând, când m-am dus la federație și mă uitam pe ce înseamnă strategiile tehnice ale federațiilor și ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că un proces de ăsta durează 15 ani, minim. Ca să iei o generație, de un copilaj de la 7 ani să-l instruiești așa cum trebuie să instruiești până la 20 de ani, așa sunt 13 ani, până ajunge în echipa națională la 22-23 de ani, sunt vreo 15 ani în care tu trebuie să lucrezi la modul ăsta. Unele lucruri le-am făcut mai repede. Adică calificările cu naționala de tineret, calificarea la Olimpiadă după 60 de ani, nu știu câte au fost, 2 calificări la tineret, le-am făcut mai repede decât mă așteptam. Eu nu mă așteptam să întâmple atât de repede și nu credeam ca impactul unei singuri reguli să transforme un spațiu arid într-un spațiu mănos pentru categoria aia de vârstă. Adică de unde erau momente în care mă rugam de Șumudică, care era antrenor pe la Astra, să-i dea niște minute lui Ioniță, pentru că Dulca de la Naționala de Tineret nu avea pe cine să selecționeze, că nu jucau jucători de vârstă aia Liga 1 și până la momentul de astăzi e o diferență foarte, foarte mare. Astea au fost lucruri pe care le-am făcut mai repede. Calificarea de la Naționala de seniori mi se părea la vremea respectivă un must. Adică știam în ce grup am căzut. Speram că terminăm pe locul 2, dar ziceam că terminăm după Grecia. S-a realizat calificarea din punct de vedere sportiv. Ceea ce nu mă gândeam eu la vremea respectivă, nu mă gândeam cât de mare este impactul unei federații asupra cluburilor. Sau cum, eu credeam că poți influența, eu credeam că poți să vii să dai niște ordine și să spui lucrurile, să fac așa, A, B, C, D. Cum eram obișnuit de la managementul la ziar, așa era. Adică noi, dacă Tolontan spunea ceva, noi toți executam. Dacă noi în bordul respectiv stabileam un lucru, nu exista să nu se poată. Mergeam pe drumul ăla și făceam. Probabil că așa s-a născut și regula asta, adică impunerea Under 21, pentru că a fost o impunere. Și aici m-am bucurat că Răzvan a avut deschidere și a avut un moment de cumpănă și atunci a fost jos părăria din punctul meu de vedere, adică în momentul în care a fost adus DAM și trebuia să-l voteze comitetul executiv, acolo s-a încercat un fel de puci sau un fel de troc, nu știu cum să-i spun, care au spus ok, vi-l aprobăm pe DAM dacă renunțați la regulă Under 21. Și atunci Răzvan a spus nu. Nu renunțăm la nicio regulă și a fost la un vot, un singur vot. A fost un singur om care dacă vota invers, ori cădea regula, ori cădea DAUM, ori cădeau amândouă, știi? Deci, din punctul ăsta de vedere, am avut deschidere. Numai că eu, crezând că lucrurile poți să le impui în asemenea fel la cluburi, am avut o judecată greșită. Pentru că inerția este foarte mare. Este extrem de mare și ai nevoie de mai degrabă de dibăcia lui Răzvan Burleanu decât de
tipul de impunere la care mă gândeam eu. Și atunci sper ca lucrurile să meargă spre bine, chiar dacă vor mai trece niște ani. Ultima întrebare. Ți s-a mărit salariul vreodată la federație de când ai ajuns? Din 2014? Asta e o altă... Știi cum e? Gentlemanii nu discută despre bani. Asta am primit-o eu ca răspuns la o conferință de presă în 1996 la un antrenor polonez. Am întrebat eu, domnule, dar primă, nu știu ce. Și ăla mi-a spus, gentlemanii nu vorbesc despre bani. Asta e una. Dar nu o să vorbesc despre sume. O să spun doar că în momentul în care am venit la federație, pentru toți cei care îmi poartă de grijă și să gândesc, eu am pierdut o treime din venituri. Deci eu la ziar câștigam cu o treime mai mult decât am câștigat la federație. Și la federație am aceiași bani din 2014. Mulțumesc, Andrei Vochin, pentru sinceritate și pentru participarea la podcastul nostru. Mulțumesc, aceasta a fost ediția, prieteni. Sper că v-ați bucurat de Andrei, de poveștile din presa de altă dată, dar evident vă aștept și data viitoare. Următorul episod va fi la fel de interesant, vă promit. La revedere!